Bună seara, prieteni. Prieteni, sunt aici, am plecat să preiei la București. Înțelegeți, prieteni? Ia să vă vedeți pe mine. Plec. Sunt la gară. Și am venit, sunt la gară. Cu bagajele m-a dus ursul să dusă să-mi ia apă. Și vine acum și ursul. Înțelegeți, prieteni? Prea cu trenul, ce să fac? Tot așa am pătimit de 7 luni. Da. Tot așa am ținut-o, prieteni. Tot așa am ținut-o, uite bagajul. Înțelegeți, prieteni? Și... tot așa am pătimit. Pe trenuri am ținut-o 7-8 luni de zile. Uite așa, ba cu trenul, ba cu mașina. Ba, înțelegeți, prieteni? Acum trebuie să vină trenul. Înțelegeți? Sunt cu Ion Badigarde, cu mine Ion. Uite, Ion. Bucătar. De la botez, lua o bere, să-l încălzească. Înțelegeți, prieteni? Și merg la 3:30, aproape la 4 vene trenul ăsta. Da. Noaptea. Ce să faci ca să fii dimineață la 8 acolo? Mă sculă, n-au să-i ce să fac. Să sculă și ursulețul săracu pe lângă copii, s-a dus să-mi ia apă, să-mi ia ăștia. Îmi luă suc, îmi luă apă, îmi luă cornuri. Pare ruși pe el să nu-l mai l-a luat pe drumuri, să stă lângă copii, la și doarme cu ei. Copiii nu-l mai dă drum, îl îmbrățișează și doarme cu el. Înțelegeți, prieteni? Și asta este, prieteni, bagajul. Nu luai bagaj mult, ca să pot să umbru cu el, să nu-l trag după mine. Prieteni, nu mă supără, nu mă greutați, prieteni. Înțelegi? Filmez singurică, n-are cine, nici eu nu știe să filmează. Zice, să cu berița în mână, cu berea în mână. Da, a fost la botez ieri, a beut, a mâncat și el acolo cu bucătarii, pe lângă bucătarii, zice că el a făcut, dar bucătarii a făcut. Înțelegeți, prieteni? Dar el întâlce, el va întâia porcii, va întâia viței, el ajută și el bucătarii. Înțelegi? Ajută și el bucătarii. I-a dat și lui de-a mâncat, de-a făcut, i-a dat 100 de lei. 100 de lei ce? 100 de mii de aia de noastră. I-a dat bani și i-a dat bucătarul. Bucătarii de la botez. Român tot așa sunt. Nu bucătarul nostru. Că nu s-a dus bucătarul la botez. Și asta este, prieteni. Ieri toată ziua, dar m-am filmat că era mozgă la botez, era aproape botezul de noi, lângă vecin cu noi. Înțelegi? N-am putut să filmez, dar m-am filmat două filmări. Și pe alu Leo și pe al meu, puțin de tot. Era mozgă. Prieteni, de acum înainte o să-mi vadă treabă, fieșcare face ce vrea. Cum mi-a spus multă lume și multe femei, să nu mai mă supăr, să facă fieșcare ce vrea. Ce face pentru ei, face fieșcare. Da.
Are hotelul lui. Prieteni, m-am dus să ursulețul la gară. Uitați pe ursuleț să scură noaptea de lângă copii. Și veni la gară și m-am dus. Da. Pătimește-se el noaptea să scură. Ce să face? Numai la nuva să stă lângă copilaș. Eu îmi luă o berică. Spălă gura. Spălă gura. Doamne, până și la volan e un energizant tot adus. Gata. Prieteni, sunt în tren. Sunt în tren, filmez și eu cu trenul. Vedeți, prieteni, ca să mă credeți că sunt în tren. Și ea, prieteni, dar m-am rupt pe banca asta. A stat aici așa, mă doare mâna. M-am dormit un pic, dar mă doare toate coastele. N-am avut loc. M-am dus să săracul ursul la gară și-l toarță la copilașul lui. Să-i ajută Dumnezeu și Maica Sfânt. Nu mai luai cu mine, că-l mai durea capul și pe el. De stres de atâta supărări. Înțelegeți, prieteni? Și prieteni, m-am trecut cu trenul. Era mult până mă sui în tren. Da, nu luai bagajă multe ca să nu trag după mine. Îmi luă ursul apă, îmi luă suc, cornul. Da, să duc să săracu și îmi luă. Și prieteni, sunt obosită moartă acum, că când te duci noaptea și nu dormi, e exagerat noaptea. Zuva-i zuva, dar stai să fiu acolo mâine dimineață ca să pot să ajung și eu la vizită, că după masă avem vizită. E foarte oboseală noaptea pe tren. Da. Merge tren frumos de la rapid. Și merge. Am pus un pic aici așa. Dar mă rup să-i toată, că n-am loc pe scaunele astea mici. Să mă vedeți pe mine. Prieteni, așa este. Suntem în tren. Cu Joni, sunt cu Joni. Înțelegi, prieteni? Și așa e, prieteni. Suntem în tren. Când ajung în gară o să filmez.
acasă un pic aici, n-am putut să dorm deloc. N-au să-i loc, scaunele sunt înguste și n-am putut să stau pe ele. Să dorm, prieten, că n-am unde dormi eu. Și n-am nici bani să stau la hotel. N-am bani să plătesc hotelul, că camera e scumpă la hotel. Nu știu. La Luci nu-i nimă acolo, că nu pot să dormeam la Luci. Dar sunt acasă toți. Are și ea treabă, Luci. Așa e, prietene, acum suntem în gară. Am ajuns în gară. Las eu pe Alin să vină. Asta e gara București, prieten. E gara București. Da. Aglomerație, prieteni. Hai. Hai, hai de acolo să bem o cafea. Ia-le acolo să bem o cafea. Le duci acolo? Lasă aia că beai mai târziu. Hai să bem cafea, va. Muri să beai bere iar. Hai de cap, te beai altă bere, uită-te și bea una în tren, mai bea una, uite-te și tu. Uite-te și tu la Ion, uite-te. Da. Da. Și asta este prieten. Asta e prieten. Să vină Alin. Că așa luam taxi. Dar ce pe Alin, că mă sună. Mulțumesc lui Dumnezeu că mă întărește de pot să umbru, prieten. De pot să umbru, prieten. Că mă întărește Dumnezeu. Da. De pot să umbru. Asta este, prieten. Pot să mă întăresc de umbru de... Mi-a fost greu când m-am suit în tren aseară la ora 3:30, m-a dus să ursul la gară, îi dea Dumnezeu sănătate. Uitați ce bea Ion, bagă la bere și în tren a breut toată noapte. Da, prieteni, glumerați-se mult.